Bine v-am găsit din nou, prietenii noștri dragi. Bine ați revenit la un nou video. Bine ați venit din nou pe canalul nostru și după cum puteți să vedeți de altfel și în spatele nostru, vă lăsăm un pic. Și așa cum vedeți de altfel și în titlu, am ajuns și astăzi. Unde am ajuns? Am ajuns la Sequoia, la Sequoia Park. Sequoia Park. Într-adevăr, este unul dintre monumentele naturii aici în America și cred că în întreaga lume. Nu știu pe unde mai este Sequoia. Arborii aceștia care sunt enorm de mari, de groși și în același timp am înțeles că foarte, foarte mulți ani au. Suntem aici, ați putut să, în introducerea videoclipului nostru, ați putut să vedeți doar câteva imagini care până am ajuns aici și am parcurs acest drum până aici. Vom începe acest video să vă arătăm, acest parte din acest parc, bineînțeles că nu vom putea noi să-l explorăm. Este foarte mare, tot da. Este foarte mare. Ne-am venit să stăm doar o zi în el, sau hai să-i spunem mai bine zis, mai bine de o jumătate zi, să-i spunem așa. Practic, noi asta am avut curiozitatea și am vrut să vedem acești arbori care, într-adevăr, sunt spectaculoși. I-am văzut și pe drum încoace. O să vă lăsăm și încă anumite imagini să mai vedeți. Vom și comenta ce vom mai arăta între timp, vom lăsa și cu muzică de fond și așa mai departe, să vedeți tot ce am avut noi aici, cum am ajuns aici și așa mai departe. Perfect. Aprindem luminile toate. Avem lumini? Aha, avem. Ok, nu știu ce lumini avem, Vlad, vezi, tati. Așa, hai să vă arătăm camera, rapid. Deci, avem aici o canapea care este extensibilă pentru că asta am cerut. Două paturi queen. Așa. Vlăduț, nu închide ușa atâta când avem lumină. Așa. Avem un birou, niște sertare aici, dulap, frigiderul. Avem de toate în el. Chiuvetă, tot, televizor. Rapid să vedem cum e cu baia. Avem o chiuvetă mare. Să vedem pe unde-s luminile. Și luminile cred că sunt înăuntru, da. Da, sunt aici înăuntru. O cabină duș cu o vană, toaleta și, dragii noștri, camera noastră și din Sequoia Park, de lângă Sequoia Park. Am dat pe ea undeva la $325 plus taxe, cam atât aia. Sunt un pic aici, un pic și aici, este destul de scump. Este full hotelul. Revenim cu filmarea de la Sequoia Park. Să priviți. Ia, vă rog să priviți. Deci sunt enormi. Sunt ceva fantastici. Suntem la baza una dintre ei. Vom merge și mai aproape. De uitați, acolo este unul și mai și. Haide, Vlăduț, să mergem mai departe să vedem. Și practic, așa cum se poate vedea aici în acest anunț, acesta este Big Trees Trail. Este practic da, sunt spectaculoși aici. Avem ce să vedem. Da, deci aici este. Hai să-l arătăm și pe la Vlăduț unde am stat noi. Și acum o să vă facem o mică demonstrație. Vlad, du-te și încearcă să-l cuprinzi cu mâinile. Așa fac toți. Ia, vă rog să priviți. Deci vă rog să priviți. Deci este ceva fantastic. Wow, sunt enormi. Sunt enormi. Și
Deci Vlăduț este un tânăr la 1,90 m aproape și vă rog să priviți și ia desfăți brațele. Ia priviți, vă rog, și este, da, într-adevăr. Uite, aici sunt doi unul lângă altul, hai să vedem și pe ăștia. Deci aici se pare că au fost prinși cei mai grozavi, da? Sau cei mai mari. Și atunci au făcut un loc pe care să se plimbe, lumea, să se plimbe cei care vin să-i viziteze. Da, sunt enorm. Ia uite, ăsta are scorbură aici, ce are în el? Ia uite. Nu e chiar scorbură? Da, sunt enormi. Poți să te duci, Vlăduț, ca să putem arăta. Așa vedem prin comparație că arătăm cel mai bine. Da, cât? Nu trebuie să te ascunzi, doar să stai acolo un pic așa. Da, sunt fantastice, mari. Wow, al doilea la fel. Hai, Vlăduț, să-l vedem și pe ăsta. Îl avem și pe Tudor cu noi. Tudor a rămas acum că el își mănâncă mâncărica, pentru că el este un copil cu nevoi speciale și el are nevoie de mai mult timp pentru așa. Da, sunt spectaculoși. O mai avem și acolo, să mergem pe alea respectivă, dar ne întoarcem un pic înapoi pentru că o să-l așteptăm și pe Tudor, pe soția mea, pe bunica, să mergem împreună, să vedem ce se vadă și ele. Am mai văzut unul mai spectaculos, haide, Vlade, să-l vedem. Aerul, ce vreau să vă spun acum, am să vă las pe imagini, dar să vă uitați un pic, aerul care este aici, în acest parc, vreau să vă spun că mi se pare, wow, extraordinar, este un aer atât de curat, este un aer atât de fresh și este undeva trecut de amiază, nu se compară nici pe departe cu cel de la Yosemite Park. Ca și o părere personală, vreau să vă spun că acest parc, de departe, cât am apucat să vedem din el până acum, mi se pare de departe mai frumos ca Yosemite Park. E adevărat, este ceva, pentru mine este ceva, pentru noi este ceva nou, pentru că noi așa ceva în România n-am văzut. V-am explicat în filmulețul cu Yosemite Park de ce nu mi se pare ceva wow, mă dă pe spate Yosemite Park, pentru că avem și noi foarte multe din acele lucruri în România, nu știm noi să le scoatem în evidență, asta e partea a doua. Dar rest avem foarte multe. Cred că ăsta este cel mai mare parc, cel mai mare care îl vedem acum aici. Vlade, ăsta cred că e cel mai mare. Hai să intrăm acolo să-l facem și noi să filmăm. Așa. Aici, în schimb, aerul mi se pare extraordinar. Foarte, foarte curat. Deci, chiar dacă este foarte cald, este 90 de grade Fahrenheit, cât e asta în Celsius? Peste 32-34 de grade, cred că ceva de genul ăsta. Este foarte fain. Mergem să-l vedem pe ăsta. Ăsta pare enorm. Ăsta pare enorm, că văd acolo lumea care vine. Haide, Vlad, hai să mergem. Mergem să-l vedem. Întream să-l vedeți și noastră. Wow, este enorm. Uite, Vlad, ăsta are scorbura de care ziceam, tată. Wow, este enorm. Ne apropiem, îi lăsăm pe oameni să-și facă pozele și revenim și noi. Ok, am revenit acum. Haide, Vlad, să arătăm scorbura. Chiar e scorbura foarte faină și e ok? Da, uite că ești... îi lăsăm pe domnește să-și facă poza. Wow! Ăsta e enorm. Hai, Vlad, să-l cuprinzi pe ăsta. Hai să-l cuprindem pe ăsta. Da, e enorm ăsta. Ăsta e enorm. Da, nici vorbă. Ăsta este enorm. Ok? Vino, Vlad, să facem în scorbură, tata. Avem aici un cuplu, îi lăsăm și pe care revenim. Și... hai să vedeți cum am. Ca să vă puteți da seama cât de mare este, am să vă arătăm o chestie. Ia uitați, Vlad intră înăuntru. Vlad, cred că aici au dormit urși. Ha? Ia vezi. Lasă-mă să filmez un pic. Ha? Ia uite ce e aici. Și în spatele tău este ceva? Ha? Ia uite ce scorbură mare. Aici este un... un ce, tati? Un grafiti. Ah, normal, și-au lăsat lumea locul. Și-au lăsat amprenta. Ok. Foarte mare. Da. Este enorm. Ce se întâmplă aici? Este enorm. Wow! Da. Și mergem încolo către... am mai văzut acolo, uite, unul, Vlad, acolo, tată? Da? Da, mă întorc din nou la ce am început să vă povestesc puțin. Mi se pare mult peste Yosemite Park, acest Sequoia Park, chiar dacă
Unii ar spune că oferă mult mai puține, nu, din punctul meu de vedere. Este ceva spectaculos acești copaci. Eu doar am auzit de ei, nu i-am văzut. Normal, eu am învățat în cărțile de geografie, când făceam noi geografie, când eram în clasele mici și, într-adevăr, învățasem de ei, nu știam cum arată, dar, într-adevăr, și acest parc, după cum puteți să-l vedeți, unde, vedeți, sunt brazi, înconjurat de brazi, suntem și din loc în loc vedem câte un... Aici sunt foarte mulți, sunt acești segoia, care au sute de ani, nu știu care e cel mai bătrân, poate... Nu știu, habar n-am. Aici avem ceva informații, Vlad? Nu. Nu avem nicio informație? Aici spune ce are nevoie un copac. Uite ce scrie aici. Are 20, are 7 metri în lățime. Atenție! Acest copac are 7 metri în lățime. Cine este fan fotbal? O poartă de fotbal are 7 metri și vreo 20, mi se pare că. Da, gândiți-vă că asta e cât o poartă de fotbal de lat. Este ceva extraordinar. Mergem un pic mai încolo, Vlăduț. Să vedem ce mai... Mai vedem încă doi acolo, foarte fain, foarte spectaculoși. Și locul în care este amplasat, într-adevăr, asta nu l-a făcut omul. Așa este. Este ceva fantastic. Poienița asta, sau nu știu cum să-i spun, este extraordinară. Așa, ceva informații, Vlăduț, aici? Aici spune că copacii ăștia nu poate să trăiască în pământ umed. Da, deci nu au voie de umezeală. Întreabă, nu se simte aici că e umezeală, e dry, e uscat. E foarte uscat. Dar e plăcut. Atât de plăcut este aici, ceva fantastic. Aerul este fantastic. Încă unul foarte, foarte mare și foarte gros. Mi-e greu să vă arăt până sus pentru că nici eu nu-l văd. Deci credeți-mă, este foarte înalt. Și de gros nu mai povestim. Vă dați seama ce rădăcini are ăsta în el. Uitați ce frumos au amenajat aici cei din parc. Au amenajat foarte frumos tot felul de băncuțe. Iar aici avem trei copaci foarte spectaculoși. Da, asta mi se pare o chestie spectaculoasă, vă spun sincer. Deocamdată mă încântă mult mai mult acest parc decât parcul de la Yosemite. Mi-a plăcut și acela, dar acolo, așa cum v-am spus, mă repet, mi-au plăcut două lucruri foarte în mod special, și anume mi-a plăcut El Capitan, acea stâncă frumoasă și hăurile acelea, și mi-a plăcut acea cascadă care, într-adevăr, este spectaculoasă. V-am lăsat imagine, ați putut să vedeți. Da, în depărtare se vede acolo, este, practic sunt mult mai mulți deja, și se deosebesc prin această culoare roșiatică. Acești segoia sunt speciale. Da. Vă las un pic să priviți ce se întâmplă, ce este aici, practic. Este ceva de vis. Cred că este unul dintre punctele de atracție care mie personal, wow, cu siguranță îmi va rămâne în minte. Să vă arătăm copacii care au căzut. Uitați că sunt de groși. Acum vom încerca să mergem la muzeul de la acest parc. Să vedem. Este superb ce e aici. Tenga. Așa, aici l-avem și pe Tudor. Și el a venit să se plimbe. Și mergem, intrăm aici în muzeu să vedem despre ce este vorba. Da. Acesta este unul mare, uite acolo încă unul mare. Uite acolo. Depărtare. Da, sunt. Nu, acolo, în spate, unde am fost noi. Așa, mergem aici să vedem, să luăm bilete, să intrăm un pic în muzeu, să vedem despre ce este vorba. Aici, la intrarea în muzeu, avem și o... Da, câteva informații despre el. Dar citise Vlad mai încolo, acesta este undeva la 700 de tone, este estimația acest copac care este fix aici în față la muzeu, așa. A, într-adevăr, este ceva spectaculos și wow, revenim dinăuntru.
am intrat înăuntru la acest muzeu și încercăm să ne uităm câteva lucruri. Nu știu cum ne înțeleg. Așa, ne uităm un pic. Sunt și suveniruri aici. Așa, Anca? Sunt suveniruri, așa e? Așa. Da, aici muzeul mai micuț așa un pic, dar e ok. Da. Dar v-am lăsat un pic să vă uitați un pic, este o scorbură. Ia că Vlad ne face un semn aici să... Aici arată, dacă ar fi pe un cântar, un copac din asta, ar egala la greutate de 10 balene. Wow! Este mărimea de un teren de fotbal american. Wow! Și uitați cum arată dacă ar fi pe o autostradă. Da, interesant chestia asta. Cum le pune în comparație să le putem vedea. Foarte interesant. Mă vreau dus la gas, ne arată ceva? A, ne arată și Titanicul aici, uite. În comparație cu Titanicul. Uitați, ăsta este un copac și ăsta este barca. Vezi cât de înaltă chiar este. Dacă nu mă înșel, ăsta este cel mai înalt copac din pădure. Aha. 112 metri. Uite, ne arată și în comparație cu Statuia Libertății din New York, vezi? Da. Scorbura asta am văzut-o. Eu... Așa. Asta e un fel de secțiune a copacului. Da, sunt, pentru cei interesați, sunt lucruri tot felul de... Eu am rămas și rămân surprins, într-adevăr, de grandoarea acestui copac, care este fantastică. Este un muzeu micuț, dar e ok până la urmă, deci ei prezintă atât cât pot să prezinte anumite lucruri. Așa. Ia priviți aici acest filmuleț. Ia priviți acest filmuleț. Când încearcă să taise într-adevăr. Așa. Și am găsit aici o roată. Despre ce e vorba, blădeți? Ne spune tot felul de informații, așa-i? Tudor este fericit, este la plimbare. Tudor, Tudor, scumpul, da, da. Da, dragi noștri prieteni, am fost și la muzeu, v-am arătat și câteva imagini de la muzeu. Acum mare lucru, n-am prea avut ce să vă arătăm de acolo. Acum ne ducem să continuăm acea serie, pentru că a fost în direcția opusă, acea plimbare prin, cum îi spune, Big Trees Trail. Un drum care vom vedea mai mulți Segoia. Așa, vom continua periplul nostru și să ne uităm și la acolo unde practic, acolo sunt mulțimea de acești copaci, de acest Segoia. Și bineînțeles vom mai filma acolo câteva cadre, după care, într-adevăr, aici se va încheia, după care se va încheia vizita noastră și periplul nostru pe acest parc, pentru că ce am vrut să vă spun privitor la parcurile acestea sunt un pic diferite față de ce știm noi în România. Americanii, de exemplu, fac foarte mult hiking, așa îi spune. Hiking, multă plimbare. Eu când am fost în Austria cu cel mic, cu soția mea și cu cel mic, și la un moment dat știu că și nemții, austrieții și nemții, sau în special austriecii, știu că fac foarte mult hiking, nu știu cum îi spune asta în limba germană. Își iau bețele acelea care seamănă cu bețele acelea de
de schi și, bineînțeles, se duc kilometri întregi pe trasee amenajate, au pantofi speciali și așa mai departe. E, americanii fac așa ceva. Noi, nu pot să spun, nu sunt nici pe departe un fan de așa ceva, cu toate că este o chestie din punctul meu de vedere foarte ok, foarte sănătoasă. Și cu Tudor fiind, nu avem cum să facem chestiunea asta, pentru că Tudor nu rezistă. Ne-am luat această vacanță, după cum am început să vă spun, pentru că noi dorim, am dorit să vedem aceste puncte. N-am vrut să mergem nici foarte departe de să călătorim foarte mult cu mașina. Acesta a fost și unul dintre motivele pentru Tudor. Oricum am venit vreo 5 ore jumate până la Yosemite Park, după care ne-am întors încă vreo 2 ore jumate aici la Segoia. Da, în timpul ăsta de mile de timp, putem să spunem, plus pauzele de rigoare, bineînțeles, este ok, nu este o problemă. Așa. Pentru că am vrut și dorim, într-adevăr, anul acesta, acum 4 ani, de exemplu, am fost la ocean, a fost ultima noastră vacanță, a fost la ocean la, pe cealaltă parte a Americii, în South Carolina, la Myrtle Beach, o stațiune, acolo chiar sunt stațiuni gen, ca și cum sunt în România sau Bulgaria, foarte fain. Am fost acolo. Anul acesta am zis, hai să nu mergem. Inițial era vorba să mergem poate în Florida, trebuia să luăm avionul. Ca bani, cred că nu ieșea mai scump, asta e problema, dar era o chestiune încă, poate și pentru Tudor, să vedem cum o să-l acomodăm încă, pentru că na, 5 ore jumate de zbor cu avionul, bagaje multe pentru el, datorită lui avem bagaje multe și na, asta este. Dar am vrut să venim un pic să vedem și partea asta de California, în sensul că am spus, suntem din California, suntem californieni, haideți să vedem ce avem și noi aici în California, pentru că până la urmă și Yosemite Park este o chestie extraordinară, acest Segoia Park este o chestie extraordinară, iar dacă am găsit acel deal deosebit, care o să vedeți că va începe după acest film, după acest filmuleț, am găsit acel deal deosebit la Vegas, am zis hai să facem și treaba asta, să mergem la Vegas, este o chestie foarte faină acolo, hotelul este un hotel de lux, am prins un deal foarte, foarte bun, are piscine multe, bălăceală pentru Tudor, pentru Vlad, bronzare și mai mult decât atât, o să vedeți, nu vreau să fac acum să iau din acest filmuleț farmecul arborilor acesta la Segoia, dar va fi ceva extraordinar, pentru că este cu totul și cu totul altceva. Adică ceva de genul ăsta, cum glumeam eu în mașină și spuneam așa către Vlad și către ai mei. Deci aici am venit la total rupt de civilizație, dacă e să o luăm așa, dar este foarte multă aglomerație, nu suntem chiar, este multă lume și aici totuși. Dar acolo ne băgăm deja în aglomerație, să spunem așa, pentru că este cu totul altceva. Aici este o relaxare în natură, acolo este o altă și cu totul altă relaxare. Și Vegas, într-adevăr, nu vă spun mai mult de atâta, Vegas oferă extraordinar de multe lucruri și o să vedeți. Așa, continuăm să facem periplul nostru aici, să vedem în continuare acești arbori. O să, tot ce vom găsi interesant, vom filma și vom reveni din nou, după care vom reveni cu încheierea. Vă arătăm acolo în depărtare, dragii noștri prieteni, este un Segoia enorm. Eu îl văd cu rădăcinile clar, ăsta a fost doborât. Pare un punct de atracție. Se duce lumea și se plimbă pe el și îl văd destul de bătătorii clar, s-au plimbat pe el mult și se plimbă în continuare. Și da, este frumos ce este aici. Mi-e greu că nu vă pot descrie aerul care îl simțim. Într-adevăr, clar mi-a fost dat să fiu într-un mediu natural și să văd un așa aer frumos, să-l simt un atât de aer plăcut și fantastic. Și acum Tudor s-a dus și el încă un Segoia. Vă rog să priviți ce... Încercăm și noi să ne bucurăm cu el. Să-l facem și noi pe Tudor să se bucure de tot ce se întâmplă în viața aceasta. Pentru că... Pentru cei care nu știți... Da, el este mai sensibil pentru orice. Pentru cei care nu știți, el a suferit un transplant de inimă în urmă cu
9 ani de zile și pentru cei care sunt interesați pot să vadă povestea lui. Noi mai avem un canal creștin, Iisus Destinosul se numește, și acolo am prezentat toată povestea lui Tudor. Bucurile lui în viață sunt puține și este un copil într-adevăr cu nevoi speciale și bucurile lui în viață sunt puține și noi ne bucurăm atunci când le împlinim și de puținul acela ne bucurăm și noi de multe ori. Cei care trec prin o situație asemănătoare cu a mea și a familiei mele doar pot să înțeleagă și să priceapă ce vreau să spun, pentru că tu te bucuri de niște lucruri care în mod normal, înainte de lucrurile acestea, le vedeam ca lucruri banale care mi se păreau la ordinea zilei. Nu, noi ne bucurăm de ele, pentru că pentru Tudor înseamnă, are doar câteva bucurii și acelea sunt lucruri banale pentru majoritatea dintre noi, credeți-mă, dar nu vreau să intru acum în subiectul acesta. Revenim din nou la acest par minunat. Asta mi se pare o chestie spectaculoasă și o să vă las să vă vedeți un pic, să vă uitați. Deci este un extraordinar de mare bolovan. Vă rog să priviți. Și practic copacul practic este sudat pe el sau ceva de genul ăsta. Este fantastic ce minuni, ce se întâmplă în natura aceasta. Fantastic ce se întâmplă. Și cum poate Dumnezeu să le creeze și să le facă, este fantastic. Da, într-adevăr, este o chestie extraordinară. Și aici, bineînțeles, au din loc în loc băncuțe. Mi-am găsit o băncuță. Mă pun și mă așez. Și pentru că ai mei s-au rămas un pic în spate, aștept să vin aici. Și uitați-i pe mei ce au făcut. S-au cocoțat pe copac. Ia uitați-vă unde s-au urcat. Deci acum sunteți la un sfert de Segoia. Nici nu. Da, vorba ta, nici nu. Așa este. Da. Astea sunt chestii drăguțe, spectaculoase care apar aici. Așa. Revenim. Vă mai lăsăm cu câteva imagini. Poate o să fie ultimele din acest parc, după care vom reveni cu încheierea. Este ceva spectaculos, mă repet încă o dată, este ceva grandios. Și cu siguranță cred că este atât de plăcut aici și poți să admiri atât de cu o plăcere enormă acești copaci. Eu cred și datorită climei care este aici. În primul și în primul rând, credeți-mă, am uitat să mai pornesc aparatul de filmat. M-a cuprins așa o pace și o liniște și o... Wow, m-am simțit ceva fantastic, vă spun sincer, m-am simțit și... Practic uiți de tot, te deconectezi fantastic și mai mult decât atât, eu care cred în bunul Dumnezeu și mă consider un om credincios, stau și mă uit și mă minunez cât de frumos și cât de minunat a lăsat Dumnezeu această viață pe pământ, această natură și să ne folosim noi de ea. În primul rând aerul acesta care este un aer atât de frumos, plăcut, curat față de marile orașe unde trăim fiecare dintre noi, cei care trăim în orașele mari. Când văd construcția acestor arbori care le-a făcut omul, le-a făcut Dumnezeu, deci credeți-mă, nu pot decât să mă minunez și decât să n-am cuvinte, pur și simplu n-am cuvinte. Este extraordinar de minunat, mă repet încă o dată, frumusețea acestor sau impetozitatea acestor arbori este ceva fantastică, dar cred că este coroborată și cu, așa cum v-am spus, cu această climă, cu această temperatură fantastică. Aerul este extraordinar, într-adevăr, după un asemenea râs, vine să te odihnești, încă un Segoia deosebit de gros și mare. Și, da, o să revenim cu încheierea, dragi noștri prieteni, în câteva clipe și, da, revenim cu încheierea. Dragi noștri prieteni, aceasta a fost filmarea noastră și de astăzi. Așa cum ați putut să vedeți, sper să vă fi plăcut și dumneavoastră ceea ce ați văzut aici împreună cu noi. Pe mine personal m-a încântat enorm. Este ceva fantastic, este ceva deosebit și deosebit de frumos în același timp. Foarte relaxant. Ceva inedit pentru noi, pentru mine. Să vezi acești copaci grandioși care, da, sunt o minune a naturii până la urmă, da?
Și sper că v-a plăcut și acest filmuleț. Și dacă v-a plăcut, vă rog frumos să ne dați un like, să ne dați un share la prieteni, la cunoscuții noastre. Iar dacă sunteți pentru prima oară pe canalul nostru, vă rugăm frumos să ne... să apăsați butonul subscribe, să vă abonați la canalul nostru. Și așa cum vă spunem de obicei, să ne vedem, să ne auzim cu bine. La revedere!